Vreau să fac acest video în special pentru că se apropie sărbătorile pascale, se apropie Paștele, și sunt sigur că și voi, dar și pe rețelele de socializare, ați văzut tot felul de cereri mai ciudate sau mai puțin ciudate din partea unor oameni mai nevoiași sau mai puțin nevoiași. Cereri prin care ei încearcă să sensibilizeze opinia publică să ajungă la sufletul nostru și să facă rost de niște bănuți. Bănuți de care poate mulți dintre ei au nevoie și sunt sigur că există astfel de persoane, dar în egală măsură sunt foarte multe persoane care vor să profite de bunătatea noastră și să își mai crească puțin averile. Așa că salutare și bine ai revenit la un nou video cu Daniel și Dad Exploring. În videoul de astăzi vreau să vă vorbesc un pic despre actele de caritate și cum anume trebuie să fie ele făcute. De ce să ne ferim și la ce să fim atenți când facem astfel de acte de caritate. De ce vreau să vorbesc despre subiectul acesta care totuși este un subiect tabu. Dacă nu ajuți, lumea spune că de ce nu ajuți? Dacă ajuți pe cineva, întotdeauna va veni altcineva să spună de ce nu l-a și pe el. Dar astăzi vreau să vă vorbesc despre experiența mea avută cu astfel de acte de caritate, astfel de fapte bune și ce anume am pățit și cum anume am reușit să evit astfel de schemuri. Uh, numai departe de zilele trecute, am primit o cerere din partea unei doamne, spunea ea, din Târgoviște, care avea nevoie de o orteză pentru fiul ei, în valoare de 150 de euro. Cererea probabil era adresată mie pentru că a observat că am acest canal de YouTube prin care încerc să promovez viața de familie. A văzut că probabil am trei copii și a crezut că voi fi sensibil la cererea ei. Dar o să încerc să vă las cumva pe aici conversația avută cu respectiva persoană. În încercarea de a afla mai multe despre cazul ei, am cerut, bineînțeles, mai multe detalii. Am cerut câteva acte din partea medicului care a recomandat acea orteză, am cerut numărul de telefon unde a fost, la ce clinică, de la clinica de unde a fost, ca să pot suna, am cerut o factură proformă. Toate aceste lucruri, doamna nu a putut să. Să mi le prezinte, încercând în continuare să apeleze la sentimentul meu de părinte, dar, din păcate, știți cum se spune: mâna întinsă care nu spune poveste nu primește de pomană. Așa că o simplă poveste despre un necaz nu m-a făcut să merg mai departe în ajutorarea acestei persoane. Eu cred că dacă era o persoană care într-adevăr avea nevoie de acea orteză și într-adevăr copilul ei uh, suferea și avea probleme, cu siguranță îmi dădea un număr de telefon al cuiva cu care pot să vorbesc, cineva care poate să confirme povestea dânsei. Dar, uh, din păcate, nu a făcut-o și a renunțat la cerere, ca să spun așa, dând vina tot pe mine. De aceea, cel mai bine consider că dacă vreți să faceți cumva un bine în perioada aceasta, dacă vreți să ajutați o persoană în perioada aceasta, sunt foarte multe asociații, sunt foarte multe grupuri cu un statut legal în spate, prin ajutorul căruia puteți să ajutați persoanele prin ajutorul căruia puteți să vă aduceți contribuția voastră la comunitate, la, să ajungeți la cei care au nevoie într-adevăr de, de un ajutor. Pentru că da, sunt și persoane care vor să profite de bunătatea noastră și din păcate cei care au chiar nevoie de ajutor nu mai au credibilitate sau nu ajung banii sau lucrurile sau ajutorul la ei. Așa că apelați la o asociație, apelați la o organizație legală, apelați la un grup legal. Sunt foarte multe care fac lucrul acesta și nu vă lăsați păcăliți. Nu vă lăsați păcăliți de, de sentimente, nu vă lăsați păcăliți de oameni. Până la urmă, a fi bun nu trebuie să fie o promovare. Poți să faci aceste lucruri și în anonimat. Nu încercați să promovați și să vă faceți cunoscuți făcând o faptă bună, pentru că automat vor apărea și alte cazuri la ușa voastră care poate nu au nevoie, dar au nevoie de banii voștri. Așa că vă urez să aveți o săptămână frumoasă. Nu uitați că faptele bune chiar ajută, chiar ajută. Chiar sunt oameni acolo care au nevoie de dacă nu ceva material, măcar ceva o îmbrățișare sau o vorbă bună. Și până data viitoare, vă spun la revedere. papa. Pa!